Hai, 3-0, lo 3-1, assicuro. hai, astai, 3-1. respect. Salutare tuturor! Eu sunt Dragoș și astăzi, fraților, vom filma un nou episod de Clash Royale în care vom face un challenge destul de interesant, cred. Știți că astăzi este Epic Sunday și m-am gândit, hai să facem un challenge cu epica asta gratis. Adică, o vom lua, vedem ce pică și vom face un deck cu ea și vom da un 1v1 și un 2v2. Cu cine? Cu domnul John, desigur. Bun, dar înainte de acepe episodul, fraților, v-aș ruga să apăsați voi butonul de like și de subscribe și de share dacă vreți să mă ajutați în totalitate. Eu vă fiu tare recunoscător și hai să-i dăm drumul. Avem și muzică nouă la Goblin From Mars, sper să vă placă. Hai să-l vedem și pe domnul John. Ce faci, John? Bine. Uitați-l aici, v-am zis că sunt cu el. Văd domnul Augustin vrea să joace un 2v2 cu mine. Nu mă accept. Nasol. Bun. Le-am zis, John, deja ce vom face noi astăzi. Vom da un 1v1 și un 2v2 cu cartea epică de pe shop. Ia spune, John, tu ce carte ai? Clona. Clona? Nașpa de tine. Presim. Dar chiar ai văzut, n-ai văzut replay-ul. O să vă arăt, fraților, înainte de a începe meciul. Voi da, voi lua epica după, vă arăt un match, mamă, genial. La 2v2. O să vă placă. Bun, hai să luăm epica să vedem. Ce crezi, John, că-mi pică? Golem. Golem. Hai să vedem. Oh. Nice. Ce? Counterul la golem. Beca. Acum o pot dona. Bun, nice, deci jucăm P.E.K.K.A. Bun, noi ne vom gândi la un deck. Hai până atunci să vă arăt meciul ăla. Cu cine am jucat? Cu... Nu, cu Benny. Nu spui că nu mai e valabil. Nu mai e valabil. Da. O să vă las un link în descriere. Știu că a postat cel care am jucat, Rareș, a postat video cu acel match, o să vă las un link în descriere ca să-l vedeți. Vă garantez, o încercat băieții să fac un troll cu lava. Deci erau de-a lava pups pe acolo, o să vă placă, o să vedeți despre ce e vorba, dacă o să vă uitați în descriere. Bun, John, hai ne facem deck-urile. Fraților, revenim imediat. Bun, fraților, și-am revenit acum. Acesta este deck-ul meu. Sunt curios, ce deck are domnul John? Haideți să aflăm. Hai, John, îmi dai tu sau îți dau eu? Chesturile astea, fraților, le păstrăm pentru opening. Nu știu când o să apară videoclipul ăsta, posibil să apară. După acel opening, vom afla. Hai, îmi dai? 1v1 mai întâi. Nu, normal, normal. Friendly. Opa. Așa, hai, se încarcă. Și se încarcă. Și încă se încarcă. Și a mers. Aha. Mi s-a încărcat deja. Bă. Ok. Trebuia să fi dat și cărticica aia la altă. Ar fi trebuit, da, na. Presupun că ai și balon? Ba, nu. Nu, no, n-ai treabă. Eu? Bună încercare de push. Mă, de nu ți-am dat damage ții? Nu. No. Nici n-o prins hog-ul meu un hit. Ți-am oprit 100% hog-ul. E, mai oprește-l acum. Ai? Ei! Da, băi. Am știut că o joci balon. Chiar așa mă crezi? Deci pe cam e cam inutil, fraților. Vă dați seama. Contra Lava Hound.
Da, cred că nu o să joc tura asta, nu știu de ce. Sau... mă gândesc că îți mai dau două poezii, nu te-am cam făcut partea aia. Da. Nu prea mai are rost. Hai, ne concentrăm să luăm celălalt turn. Vine doamna Lava Hound. Nu cred că e doamnă, nu știu cum să spun. E, nu-i doamnă, e doamnă, ei. Ups, nu eu. Nu, dar cine? Mințe cineva. Mamă, ia... tu n-ai văzut meciul de-aseară. O să... intre și tu la Rareș pe canal să-l vezi, e genial. Da. Ce-ai făcut, mă, Johnny, mă? Ce-ai făcut, mă? Măi! Bine, tău. Te-ai spăriet? Te-ai spăriet că n-ai văzut peca aia așa mare acolo? Tu ai avut săgeți până acum și nu le-ai jucat? Da. Doamne, John. Zep. N-am zep. Am spus zep. Mersi. N-ai timp, n-ai timp. Pleca de acolo muștelor. Așa. Hai, 3-0, 3-1. Hai, asta-i. Respect. Cam scurte meciurile. Nu s-o așa mereu când joci împotriva mea? Da, da. Oh, prinț, respect, 500 de bănuți. Așa. Eu am 30 de prinț. Bine, aveam, acum am 29. Da? Oh, mamă, da. Ce rea să dau pe battle. Bun. Da? Eu am 57 giant skeleton din 10. Și 55 de guards din 10. Și 41 și 42 de 41 de rage și 42 de prin de dark prinț. Eu am 30 din 50 golem. Am... unde-i Scarmiu? 39 din 50 la Scarmiu. Facem alt deck acum? Nu, acum vom da un 2v2. Hai veni cum merg deck-urile noastre la 2v2. Rapapapam. Ups. Ai greșit deck-ul? Nu, nu l-ai greșit. Cam defensiv. Cam defensiv deck-ul tău. Poți să începi o lava din spate. Ai lightning? N-ai lightning-ul în mână. Nu, ok, o să pun eu o peca ca să tanchezi pentru lava. Peca ca să tanchezi pentru lava, ok. Hai peca, du-te mai în față. Ai pus aerea balonașul ăla. So, am avut și noi peca, a fost frumos cu peca. Hai lava pap, dați damage, dați damage. Are un execuționer acolo. Uite, acum era bună peca. Poți dai lightning, un lightning acolo, dă un lightning acolo, John. N-am elixir, abia acum. Pa, pa. Hai că ne-am luat cam mult damage acolo. Mă duc și eu la push. Da, furnal. Oh, nice furnal acolo. Hai, scoate furnalul hogului încă una. Bun, asta-i. Oare dă hit ăla? Hai, dă-i cum... un log, dă-i un log. Am avut și log. Mamă. Am avut și turn. Ai avut și scarmi. A fost frumos cu turn cât a durat. Ne înțelegeam bine cu turnul ăla. Da. Furnace-ul. Dar furnace-ul am înțeles că nu-i dă pe turn. Da. Am dreptate. Hai, începe eu o lava. Eu o să dau, o să dau aici un poison. Când vine și muschetara. Așa. Bun. Un goblin gang aici. Un ăsta de aici. Un ăsta aici. Un log. Mamă, mi-au scos minionii. Cu un zep. Da. Nasol. Iar ops un furnace. Ia uite ce. Stai. Acum. Ah, mamă, ce te-a făcut.
No, fraților, nu jucați de curile astea la 2v2, că o să vă las bătaie, aparent. Am ratat turnul. Bravo, John. GG, John. Hai că nu mai are Scarmi. Da, nici noi nu mai avem turn. Fix un poison, că așa e frumos, elegant, cât de cât. Da. A, că are și Scarmi, da. Rip match-ul ăsta. Nu știu, mie de multe ori mi se pare... Da. De multe ori mi se pare mult mai ușor să joci la 1v1 dacă vrei să faci trofei sau... Nu trofei, coroane. Decât dacă ai face la 2v2, nu știu. Așa da, cam asta a fost și match-ul. Avem 7 minute filmate. Hai să mai dăm un 1v1. Mai vrei un 1v1? Dar hai altceva. Da, dar cu alte deck-uri. Cu alt deck. Bun, ai vreo epică pe shop? Nu, hai acum ce? Hai cu legendara de pe shop să jucăm. Dacă ai. Da. Ai? Da, nu am. N-am legendara. Cumpăr-o. Am Inferno Dragon pe shop. Cumpăr-o. Sau cum vrei. Nu știu, eu să fac cu legendara, tu fă cu epica de pe shop. Nu aia gratis, care o mai ai? Am mirror. A, dar ce ai cărți așa nasfali pe shop? Nu știu, pot să fac o rară? Fă cu o rară, hai. Dar nu îmi spune rara, că nici eu nu zic legendara. Mersi. Eu știu deja cineva care are deck legendara asta. Da, perfect. Copiem. Deck slot 2, parcă. Da. Bun, am mini gata. Și eu. Nu prea știu eu joc deck-ul ăsta, dar merge. Eu știu joc deck-ul ăsta, o să recunoști. Îl zic eu din prima. A, e a meu. Bun, fraților, hai vedem acum ce este. Ăsta e deck-ul, dacă cumva nu l-ați remarcat. Asta e legendara. Hai vedem. Ce facem aici contra domnului John? Și-a revanșa sau și aia din nou în freză? Vom afla. Încă eu am 3 legendari în deck. La final o să te pun să ghicești care era legendara. Ok? Ok. Bine. A, logbait. Epica comuna rara era Inferno Tower. Greșit, Rocket. Asta era a doua variantă. Hai că îi descurcăm. Și ce o să faci contra hoardei ele? Asta. Acum mă întrebi, deck-ul cu Tornada sau cu Inferno Tower? Asta e marea întrebare a mea. O să aflăm. O să aflăm, adevărat. O să fie greu să joc. Bau. Hai că ți-am dat un hit. Ok. Inferno ăla o să-mi pună probleme, dar în double elixir o să te rup. O să afli de ce. Știu că deja sunt în aproape, mai dai 3 rachete și ai câștigat, dar nu-i problemă. Este timp. Mai punem un gigant. Mai fac cycle la un inferno. Mai fă, hai. Fă cycle. Hai, un ții inferno acum. Aici. Observ. Bine că e acolo. Vezi, nu se prăpădească. Bun, hai, acum chiar când fac cycle-ul. Eh? Nu, Sparky! Opa, așa. Ce? Măcar n-ai dat pe turn. Aie. Aie. Da, o să fie un match greu.
Hai că te-am prins, ce te-am prins acolo. Hai, hai că e bine. Mai punem un Nightwitch. Mai punem o Skarmi. O da goblina. Da, o da și goblina și mie ceva. Ești la rocket. Ești la un rocket distanță. Cum poate Augustin să joace cu așa ceva? Ah, e de acolo Augustin? Da. Nu le-a recunoscut. Hai că mi-au bătaie. Mamă, nu. Aproape. Dacă dădeam mai rapid săgețile. Ai Sparky pe jos, nu? Da. Am ghicit. Da. Bun, fraților, cam aceasta cred că a fost videoclipul. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un buton de like, de subscribe, dați și un share la video dacă vreți să mă ajutați într-adevăr. Și noi ne vom auzi într-un episod următor. Vă urez toate cele bune. Pa, pa!